Vai! Vai! Vai de mine, am fost păcălit! N-am aer, îs bolnav. Am fost păcălit. Vă mirați că ce s-a întâmplat? Nu! Nu, oameni buni! Tu l-ai, Doamne? Eu nu mai am putere în mine, îmi bate inima. Să vie Eliana! Să-mi ia ei tensiunea. Să vie să-mi ia ei tensiunea. Oameni buni, m-am dus de-am plătit la ANAF. 10 milioane. Am crezut, vai de mine, că n-am forță. Am crezut că ai, tată, tu le-ai, Doamne, cum mă răzigni? Împins, tras, bine că mai am forță. Am crezut că ai, tată, datoria mea. Față de poporul român, de stat. Față de statul român. De unde? De unde, oameni buni? Tu l-ai, Doamne, cum îmi bate inima? Mă, oameni, eu nu vorbesc aiurea. Să vii odată, nu pot, nu mă ridic din pam, nici telefonul pe masă. Să vii, Eliana. Mi-a venit înștiințare. Mi-a venit înștiințare. Primăria m-a dat, mi-a făcut dosar. Primăria și m-a dat la tribunal, la judecătorie. Am de plătit, oameni buni, 245 de milioane. Tu l-ai, Doamne, vai de mine. Și o zis că o să decidă, tu ești Leană. Bot! O să decidă. O să decidă în folosul comunității să mă duc la lucru. Nu-i vorba de aia. Mă duc pentru patrie, eu am spus că mă duc. Mă duc la lucru pentru patrie, în folosul comunității. N-ați văzut. Cine, Eliana, tu ești? Faptele bune nu le-ați văzut. Când au venit colindătorii și-am dat. Când au venit oamenii țărași și-am dat. A? N-ați văzut faptele astea? Am dat zeciuiala. Nu trebuie să mă dați voi pe mine, primăria județului Cluj. Să mă dați în tribunal, să mă duc la muncă în folosul comunului. Eu nici nu pot să pronunț. Nici nu pot să pronunț când aud. Folosul comunității. La judecătorie m-ați dat, scuzați, tribunalelor. Da, 8 lei pe oră. 8 lei pe oră, ori 245 de milioane, 8 lei pe oră, 4 ore pe zi, calculați voi mâncavaș. Am amenzi. Am amenzi din 2012. Am amenzi din 2007. Am amenzi din 2010. Cum Dumnezeu e posibil așa ceva? Nu m-am nie. Nu m-am nie. O zis să le plătesc. Eu le-aș fi plătit. Eu le-aș fi plătit să-mi deie hârtiile cu amenzi și eu plătesc chiar amenda. Nu ce-o pus ei în timp și deasupra. Că n-ați făcut nimic. N-ați făcut nimic. N-am furat. Mi-ați dat amenzi. Mi-ați dat amenzi. Că așa au vrut domnul, cine au vrut să-mi dea amenzi. Înțelegeți? Dar de unde atâtea? Dar de unde, mă, oameni? Uitați-vă, pe bune, am tensiunea mărită. Eu mă duc la lucru. Mă duc și la lucru. În folosul comunității. Înțelegeți? Dar nici chiar așa. 8 lei? A? 8 lei pe oră? Unde vreți să-mi dați de lucru în folosul comunității? Judecătoria o să decidă treaba asta. Frumos, foarte frumos, foarte frumos.
Înțelegeți? Iaba mă vedeți, auziți? Auziți? O zis că pot să plătesc toată amenda. O zis că am lanț de aur, am ceas de aur. Înțelegeți? Vreau să vă spun că nu-i de aur. Lanțul nu-i de aur. Nici nu-l mai am. Ceasul nu-i de aur. Nici nu-l mai am. Nu le mai am. Nu, ce vreți să-mi luați? Ioi, nu pot să ridic mâna stângă, partea cu inima. Partea cu inima. Liana, unde ești? Unde mi-i telefon? Ioi. E telecomanda. Dar unde mi-s telefoanele? Uitați, un caz extrem urgență, nu pot ca să sun. Vă rog foarte frumos. Deci nu vreau să zic câtă tensiune o să am. Am o la bătrânețe să mă duc la muncă. Atâta mari de bani, cred că-s vreo 3 ani de zile. Ori 8 lei ora. Că nu pot să muncesc. Cât vreți să muncesc? 10 ore pe zi să fac 80 de lei. Și cu 80 de lei pe zi să mă duc. Ori 245 de milioane, 45 de milioane împărțit la... How? Liana! Vai de mine! Dar unde stă Liana atâta, bă, oameni, așa ceva? I-a adus, bă, lobo, bă, i-a adus papagal să meargă să stai cu papagalul, bă. Iară mă iau de tine. I-ai adus papagal să meargă să stai cu papagalul. Tu l-ai, Doamne, oameni buni. Tu l-ai, Doamne. Nici nu vreau să zic altceva. Nu vreau că-s prea nervos, mă. Ioi glicemia. Extraordinar. Doamne feri. Dieptic jos, îți gata. Deamtica jos, ferească Dumnezeu. Ioi. Să luăm ăsta și să mergem frumos. Dar unde ești tu? Extraordinar. M-o ars, oameni buni. Stai-mă acolo și tu. Măi, oameni, m-o zis, domnul Nelson, aveți lanț de aur? O conașa. A unde ești tu? Acum am venit, o prindeam așa de tensiunea. Hai să iei tensiunea, că mi-e rău. Hai și iei tensiunea, că mi-e rău. Să-l sun pe peștile să văd ce zice. Pește, da. Tu n-ai cunoștință așa ăștia care lucrează în folosul comunității? Nu cunoști? Nu. Nu? Da, mi-au făcut ăștia de la primărie dosar, la judecătorie. Ce? 245 de milioane să lucru în folosul comunității, să scoată banii de pe mine. Da. Amenzile care le am, așa să te gândești că am amendă din 2007. O zis că nu le clasifică. O zis că stă și te urmărește până când ai ceva pe tine, o mașină și o casă, și o zis că ei m-au urmărit și o zis că
și-o da seama că eu nu o să trec nimica pe mine și atunci o zis că am lanțul de aur. Da. Tu-ți dai seama, ăștia sunt capabili să mă urmărească pe stradă, să mă tâlhărească de lanț. Și le-am spus, lanțul nu-i de aur. Îmi pare rău. Nici ceasul Rolex-ul. Ei, fache. Înțelegi? Deci n-ai cunoștință pești. Nu. Interesează-te să vezi, o zis că e 8 lei pe oră. Am auzit și la pentru. Dacă e 8 lei pe oră... 245 ori 8 lei pe oră vine, nu știu, vreo 3 ani. Bine. Înțelegi? Da. Ni rău, a venit Liana să iei tensiunea, te las. Au. Nu știu, hai am tensiunea, bot. Hai că mi-e rău. Ai că mi-l du-te și plătește, de gândești că îmi dă măta, suntem milionari. Îmi dă măta. Nu mai lua leveniță să vadă, nu mai fac clipuri să vadă ăștia de la AMAF ce mâncă. Nu am mâncat să-și. Mi-e rău, hai, atențiune că mi-e rău. Serios? Nu vorbesc ca e ora. De 3 ore era să leșină.